salut, Cristia este în Miami în momentul de față și în videoul de aici vreau să vă prezint Miami. Așa cum l-am văzut, eu suntem de câteva zile aici, e prima dată când vin aici, nu sunt expert în Miami, dar vreau să vă arăt așa două zone principale, două vecinătăți, două cartiere, să zic așa, care sunt destul de relevante. O să mergem aici în Brickell, respectiv South Beach, unde e plaja și toate cele și zona de distracție, unde se întâmplă șmecheria. Mi-am plăcut tare mult cum arată Miami în zona asta. Hai să mergem acum pe străzi și să luăm pas cu pas și să vă explic, să vă arăt ce am văzut eu, pa. Să vă arăt ce am văzut. Prima impresie pe care o am despre orașul ăsta când ajunge aici e că e un oraș gigant, e un oraș care se axează pe lucruri mari, pe chestii mari. E orașul abundenței, pe de o parte, financiar, adică aici e totul mașini de lux peste tot, clădiri înalte, tot e bine pus la punct, tot e bine aranjat, restaurante scumpe de ființe, cu vedete, cu celebrități, toate cele. Și în același timp e și orașul frumuseții. Teoretic, noi acum suntem într-o perioadă în care un uragan era foarte aproape de Miami și a fost destul de mult vânt, ploi. Ziua asta e prima zi în care vedem de fapt cerul și soarele și așadar n-am apucat să vedem vibe-ul neapărat de oraș care e pus pe distracție și petreceri, dar am văzut ce am putut să vedem. Am fost la ceva restaurante faine și am încercat să gustăm viața așa pentru câteva zile aici în Miami. Ca să vă dau un update personal de ce suntem în America, am venit la două conferințe de business. Prima conferință a fost în Orlando, Funnel Hacking Live s-a numit. Am avut ocazia acolo să primim oficial premiul pentru atingerea de 1.000.000 de euro pe business. În video ăsta aici suntem alături de Russell Brunson și Todd Dickerson, care ei sunt cofondatori ClickFunnels. Sunt niște oameni geniali care au schimbat efectiv industria asta de marketing. Dacă sunteți în zona de marketing IT, cu siguranță o să-i știți. Am luat premiul ăsta, am interacționat cu oameni foarte fain. Acum suntem în Miami pentru câteva zile și urmează să mergem astăzi spre Nashville, unde avem o altă conferință de business cu unii mentorii noștri. Probabil toți v-ați jucat GTA în viața asta. Pentru mine, orașul Miami până acum e cel mai apropiat oraș de GTA. Adică e iactul ăsta aici, avem râul ăsta care dă în ocean, cumva sunt mai multe insulițe care sunt conectate între ele, care sunt un fel de oraș. Podul ăla din spatele meu de acolo, podul ăla se ridică atunci când trebuie să treacă o barcă mai mare pe canalul ăsta, pur și simplu se pune vertical și prima dată când am văzut a fost what the fuck, what the fuck, ce realitate, ce lume. Video ăsta aici nu-l fac pentru flex și să mă laud, că, adică de asta mi-am și teamă să fac video de genul, că lumea de multe ori poate interpretează că bă, uite, vrea să se laude, că a ajuns în Miami, că nu știu ce, că mare șmecher. Adevărul e că, na, sunt de câteva zile aici, cum am spus, nu sunt expert în Miami, nu pretind că știu prea multe despre orașul ăsta, dar în același timp ce-mi place prin călătorii și prin a veni într-un oraș de genul e că îmi extinde gândirea și mi-arată alte realități, mi-arată cum trăiesc oamenii ăștia pe aici și cred că asta e important atunci când vrei să setezi niște obiective în viață sau când vrei să știi ce vrei să faci în viață. Îmi doresc să vă arăt lumea pe care o văd, astfel încât poate unii dintre voi care încă n-ați avut ocazia să ajungeți prin America sau poate sunteți la început de drum acum să primiți puține motivații și toate cele, pentru că pentru mine a fost o călătorie în care am învățat foarte mult și datorită faptului că am învățat foarte mult, acum am permis să merg să locuiesc în diverse locuri din lumea asta sau să pot să călătoresc în diverse orașe. Și ăsta e motivul pentru care vreau să dau un video ăsta aici, să arăt ok, ce e dincolo de România, de București și așa mai departe. România mie îmi place, București îmi place, dar vreau să arăt ce e și mai mult de atât pentru voi. Sunt pe puțin 50 de etaje în blocul ăsta. Pe puțin 50 de etaje. Un bloc din România ar fi undeva la nivelul ăsta. Dar în Miami, nivelul e ăsta. Ce vreau să observați e nivelul la care se construiește aici. Uitați-vă la macaraua asta. Hey, can I ask you a question? What's the best thing for you about Miami? Weather. The weather? Yeah. Where are you from? Russia. Russia. Welcome to Miami. Thank are you. You living here or like did you move here recently? No, right? Tourist. Tourist? Yeah, tourist. Yeah, yeah. All right. Yeah, the weather. How is the weather in Russia? Not so good. Primul lucru pe care l-am auzit când a fost Rusia, deși știu că nu e vina ei, că e război, dar primul lucru pe care l-am auzit când a fost Rusia a fost așa un fel de cringe moment în mintea mea, bă, ce naiba faceți la modul ăsta, dar știu că nu e vina ei și asta e puțin fucked up în mintea mea, știi că n-are rost să-mi vinuiesc un om pentru faptul că un lider de țară a luat-o pe arătură și invadează altă țară. Nu mi-era jenă față de tipa din Rusia, față de ce ar fi făcut ea, ci mai degrabă mi-era o jenă în asta să nu o fac să se simtă prost, adică să nu, hei,
să nu te simți prost cumva, asta îmi doream, să nu se simtă prost, că hei, poate o judec eu pe ea, cam asta era în mintea mea, e puțin aiurea. Sigur, e în mintea mea mai mult, dar se întâmplă chestia asta. What's the best thing about Miami? The beach, probably. The beach? Yeah. All right, thank you, man. The weather. The weather? Yeah. All right, the second best thing? Second best thing? I don't know, man, it's the vibe. Crengile astea sunt aici de la uragan. Uraganul a fost la 400 de km distanță de Miami, dar totuși au fost vânturi destul de puternice în Miami. Și atunci din palmierii ăștia au căzut foarte multe crengi pe jos. Vremea e cel mai șmeche lucru din Miami, vremea e tot timpul de tricou și pantalon scurți, foarte umedă. Vreme, vibe și oameni, astea sunt cele trei ingrediente cheie din orașul ăsta. Asta e un lucru interesant, modul în care se organizează în clădiri de imobiliare. Noi stăm în turnurile alea din spate, se numesc Icon Brickell. Și practic sunt trei clădiri, trei turnuri a câte 50 de etaje care au o platformă comună până la etajul 15. Platforma aia comună la etajul 15 are practic piscină, saună, tot ce ai nevoie, masaj, sală de forță și așa mai departe. Practic sunt mai multe complexe aici în downtown care exact pe modelul ăsta sunt. Trei turnuri gigant de peste 50 de etaje care împărtășesc zona asta comună. Asta e o scală masivă la care se construiește aici. E cam toate facilitățile de care ai nevoie într-o singură clădire, astfel încât să nu fie nevoie să te deplasezi în afara clădirii pentru diverse lucruri. Intrăm acum în cartierul Brickell, din spate, în care am fost, doar ce am fost, și vă prezint puțin acolo. După care mergem în South Beach, locul unde e plajă și toate nebunile. Clădirea asta din spatele meu e un restaurant destul de cool și fancy, Comodo se numește, și mi-a zis un tip de aici faptul că atunci când a fost acum 5 ani un uragan, apa în Miami a ajuns până la nivelul ăsta, până la nivelul unde scrie Comodo acolo. E nebunie curată. Nu se întâmplă des asta? Hey, hey, hey! Cool people! N-am cum să pun camera greșit în orașul ăsta să nu iau un cadru bun. Suntem în cartierul ăsta Brickell, cum vă spuneam, aici downtown, aici se întâmplă jumecheria. Și South Beach, unde o să mergem imediat, e foarte fain, dar aici e cumva cutting edge, aici e totul nou, totul modern, totul la ultima jumecherie, să zic așa. O zonă cu multe restaurante, cu multe cafenele, cu mulți oameni faini, ai tot ce vrei într-o suprafață de, hai să zicem, câțiva kilometri pătrați, ai tot ce vrei concentrat aici. Oameni foarte șmecheri, cu foarte multe business-uri, foarte multe sedi faine, de asta e una din cele mai căutate, să zic așa, poate zone din lumea asta și una din cele mai trendy suprafețe de pe pământul ăsta, aici în Miami, pe Brickell. Și vedeți din nou complexele astea de clădiri foarte înalte, către 3-4 turnuri. Băi, e fain orașul ăsta. E fain? Pentru mine e undeva în top 10 orașe, nu e în top 3, nu e primul cel mai șmecher oraș, e undeva în top 10. L-am și experimentat în timp de uragan. Dar sincer, dacă te uiți la înălțimea clădirilor ăsta, pe mine nu mă văd sincer stând într-un apartament de acolo. Pur și simplu nu. Ești o celulă așa, într-o matrice, știi? Bine, că nici în București nu e cine știe ce, dar nu, pentru mine nu, ceva nu face click aici. Ceva nu face click. E șmecher orașul, top, genial. Pentru mine top 10, dar nu m-aș muta aici, n-aș sta aici, poate doar să vin așa o lună, două pe an. Mergem acum spre South Beach, comand o mașină și mergem la ocean, mergem la mare, mergem la plajă. Mă simt ca un cocălar așa, mergem mai în beach, e bun, aha. Un minut și mergem, hai să lași la felicul ăsta. Suntem în drum spre South Beach, deci am fost până acum în Brickell, care a fost aici în downtown, și acum mergem spre al doilea oraș din GTA, spre simularea asta genială pe care Miami o dă. Thank you. Ok!
Bun venit în South Beach. Avem un vibe aici mai de stațiune. Nu mai e orașul ăsta super high-tech, super clădiri înalte. Aici un vibe mai de relax, mai de oameni care merg la plaje. Și în spatele nostru e oceanul. Hai să mergem în ocean, hai să mergem. Orașele care sunt pe malul apei pentru mine sunt acasă. Adică dacă ești pe malul apei, pentru mine e tot ce trebuie. Doamnelor și domnilor, vă fac cunoștință aici cu Oceanul Atlantic, dar oricând toate clădirile înalte pe plaja asta. Dacă nu avea plaja asta, nu era științific, dar faptul că are plaja asta și apa e super caldă tot timpul anului. Soare și ocean din ianuarie până în decembrie, undeva la 8-9 km de plajă. Fantastic, extraordinar, Miami Beach. Trade-off-ul la Miami că e destul de scump, adică ca să poți să vii să stai aici, să te și distrezi bine, să nu stai pe ieftinache, chiar îți trebuie niște bani. Și cred că devine cu atât mai plăcut cu cât ai mai mulți bani, cu atât poți, nu știu, să-ți iei poate un iacht sau o barcă din aia să te plimbi pe apă, să poți să mergi în niște locuri din astea mai selecte și așa mai departe. În afară de asta, pe ieftinache ai plaje, ceea ce e mișto, dar nu o să poți faci prea multe lucruri. Un lucru interesant de cultura aici în Miami e că sunt foarte mulți oameni latini, adică se vorbește foarte mult spaniolă, chiar și la magazin uneori te poți duce și oamenii să nu înțeleagă engleza și la televizor se dau foarte multe știri în spaniolă, în Uber poți auzi foarte multe discuții în spaniolă și e o cultură foarte puternică și e influențat foarte mult orașul de spiritul ăsta latin, de sângele ăsta rapid pe care noi l-avem, ceea ce îmi place, asta îmi place. Cetățenii Miami știu că uraganul nu e ceva de glumă, așa că mi-a căzut microfonul. Așa că atunci când se apropie o astfel de furtună, vedeți că pun saci de nisip în fața magazinelor, astfel încât dacă vine apă, ploaie torențială, rafale de vânt, să se prevină intrarea, mă rog, vă prindeți voi. În momentul de față suntem pe Lincoln Road, una din cele mai populare străzi din Miami. Lincoln Road-ul ăsta pe care vedeți în spatele meu e practic un mall în aer liber. Și aici teoretic ar trebui să fie foarte multă lume, dar pentru că e 9 dimineața și nimeni nu e nebun să filmeze un vlog la 9 dimineața cum suntem noi, e pustiu, am închis Lincoln Road-ul ăsta pentru noi. Și da, e una din străzile astea de vibe, străzi foarte efervescente, cu fel și fel de magazine, mai scumpe, mai puțin scumpe, cu haine de lux, cu ceasuri, cu cafenele și așa mai departe, tot ce vrei găsești aici. Mi-ar plăcea să revin în Miami într-o vreme în care nu e uragan, astfel încât să văd cu adevărat care e gustul lui. Simt că am gustat doar pe jumătate așa, într-adevăr e un oraș maker. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii, a fost așa un jurnal mai pe larg în care am încercat să pun toate detaliile într-un singur loc. Sunt multe lucruri de povestit despre orașul ăsta. Eu sunt Cristi, mi-a făcut mare plăcere să discutăm. Și acum noi mergem la aeroport, că avem un zbor către Nashville. Avem acolo o conferință de business la care trebuie să mergem. Mulțumesc tare mult, aștept părerea voastră în comentarii. Mă uit, citesc toate comentariile, salutare! We'll be right back.